Tuturor ni se întâmplă să avem acest disconfort al nasului înfundat, fie că am răcit și este o consecință a răcelii, dar de când să ne facem probleme și să ne gândim că am putea să apelăm la această intervenție, cât de mult e prea mult când vorbim despre nas înfundat? Despre nas înfundat, în momentul în care nu putem dormi și simțim nevoia să punem picături, în momentul în care nu putem să facem efort pentru că o respirație proastă este un impediment pentru efort, în momentul în care facem sinuzite, răcim des din cauza nasului înfundat, în momentul în care facem amigdalite, pentru că dacă avem nasul înfundat și respirăm pe gură, atunci aerul nefiltrat intră direct în gât, nefiltrat și încălzit. Deci, în momentul în care obstrucția nazală depășește cele 5 zile, 5 zile într-o infecție respiratorie, atunci trebuie să începem să ne facem griji, ori nu avem tratamentul corect și mergem să solicităm un alt tratament, ori avem alte probleme, că sunt și alte probleme, deviație de se, polipoză nazală, alte motive de obstrucție, care trebuie căutate și rezolvate corect, unele dintre ele chirurgical, unele dintre ele medical, sau polip, vegetație adenoide, sau chiar tumori nazale, tumori de cavum, tumori nazale, deci ele trebuie diagnosticate și abordate corect.